asta de pe telefon, de când am mai făcut un intro de pe telefon. Îmi era dor, sincer. În primul rând vreau să vă urez un an nou fericit, să dați toate problemele la o parte pe care le-ați avut în 2022, iar în 2023 să intrați forță, cu forțe proaspete, pentru că o să fie un an plin de muncă și trebuie să nu fie în zadar. Vă pupă, fratele, vă mulțumesc în primul rând pentru tot anul 2022, la care, băi, ați fost magnifici, m-ați ajutat enorm, cifre, muzică, YouTube, vlog, tot, nici nu mai are rost dacă să stau să le enumăr. Eu am dat drumul la acest vlog de aici, din Turcia, să vedem cum e la ei seara dintre ani și sper să-l și termin. Dar o să-l termin pentru că nu mă interesează în momentul de față cifrele și câte minute va avea acest vlog. Ideea e să ne distrăm și să vedeți și voi cum e în altă țară. Hai să dăm drumul la petrecere. Vă pupă, fratele, și încă o dată un an nou fericit să aveți! Fraților, cam ăsta a fost și mini-vlogul de Revelion. Cam așa arată Revelionul în Turcia. Sincer să vă zic, este destul de interesant, dar nu m-a dat pe spate. Deci știți că eu vă zic aici direct în față și nu mă interesează. Este ceasul 1:20 dimineață aici, la noi 12:20 și totul s-a terminat, toată lumea merge la camere, așa că România e mult mai mișto, că la noi de-abia acum începe nebunia, ca să zic așa.
până una alta, nu uita să-mi dați un follow dacă mă răsut de 48 like la acest video și subscribe dacă nu-ți facem 1000 de abonați în anul 2023. La mulți ani, să fiți sănătoși și un an nou plin de realizări să aveți, pentru că meritați, credeți-mă că zic asta, chiar meritați. Vă pupă, fratele, și noi ne revedem de acum încolo la următoarele clipuri și piese, tot ce vreți voi în anul 2023, pentru că vă anunț acum în premieră, urmează album MXT, nu știu încă dacă o să fie colaborări pe el sau nu, dar cu siguranță urmează album pe canal. Vă pupă, fratele, și din nou încă un an nou fericit să aveți! A mai trecut un an, muzica-i pe primul plan, asta este tot ce am, fac bani ca par-